Astăzi s-au reluat cursurile școlare în unitățile de învățământ preuniversitar din țară, după o vacanță forțată cauzată de creșterea alarmantă a cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19. Conform noilor reglementări în vigoare, cursurile se reiau cu prezența fizică în clase, în acele unități de învățământ în care rata de vaccinare a personalului este de minim 60%. La nivelul județului Hunedoara, vineri, erau în această situație 72 dintre cele 120 și 5 de unități de învățământ și instituții conexe. Între timp însă, în weekend, a crescut rata de vaccinare în rândul dascălilor și în alte două unități de învățământ. Se predă în sistem clasic, față în față, ceea ce înseamnă o prezență fizică la cursuri în 60% din școlile hunedorene. Modificarea ordinului comun ne-a făcut să facem o situație foarte clară a gradului de vaccinare la nivelul unităților de învățământ. 125 de unități de învățământ și instituții conexe se află în județul Hunedoara, din care vineri am avut un număr de 72 de unități care aveau procentul de vaccinare peste 60%. Până azi, luni, avem deja 74 de unități de învățământ. Colegii noștri au înțeles această nevoie de a atinge pragul critic și putem să spunem că în aceste unități de învățământ astăzi a început activitatea didactică. Creșterea gradului de imunizare a personalului din școli se datorează și caravanelor de vaccinare care au avut loc în weekendul recent încheiat, care s-au desfășurat atât în municipii cât și în comune, în cele două unități în care s-a depășit procentul de 60%, fiind situate una în mediul urban și alta în cel rural. Conform reglementărilor în vigoare, cursurile se reiau cu prezența în sălile de clasă imediat după ce procentajul de vaccinare în rândul personalului din aceste unități de învățământ depășește 60%.